dacă într-adevăr ne preocupă ceea ce înseamnă toxicul în care trăim, să nu mai circule nicio mașină pe combustibil solid sau lichid, să nu mai există fabrici, să nu mai există nimic care poluează atmosfera. Deci, domnul Dragnea, ce facem cu legea antifumat? Domnul Băniciuiu, da. Deci părerea mea că legea asta ar trebui să treacă decât măcar o lună, adică, nu știu, hai să găsim o soluție să rezolvăm problema aceasta. Da, așa este, tuturul dăunează foarte grav sănătății. Absolut. Da, da, da. Doamna Firea, vă rog. Da. Da, da. Eu sunt de profesie mamă. Adică, în primul rând, sunt un sex simbol și o intelectuală, evident. Dar sunt, în primul rând, româncă și mamă. Și am o obligație morală față de societate, față de mine și mai ales față de copiii mei. Foarte să bine. Fac ceva. Da. Ca acest obicei nociv, da. Atât din punct de vedere fiziologic, cât și din punct de vedere psihic, să fie îndepărtat din sfera legalității. Așa este, foarte bine gândit. Bravo. Decât comuniștii și fumătorii trebuie arestați, prinși, condamnați, amendați, adică trebuie să rezolvăm și să încheiem o dată acest capitol. Nu se poate așa ceva. Vă rog mult de tot, dacă aveți să-mi dați o brichetă să mai reabrim. Da, da, cum să nu. Știți de ce? Am găsit ceva. Stați o secundă să vă arăt o chestie nouă. Nu știați. Țigară cu de toate, dacă ați băgați. Uitați. Vă rog doar să încercați să vedeți aroma de usturoi. Yeah. Simțiți? Cum usturoiul, cum e? Da, și castraveciorii. Este vită cu porc. Deci, domnul Dragnea, mă scuzați un pic. Domnișoara Simona Crețu, ce ne facem dacă oamenii vor fuma mai puțin? Adică ce se întâmplă cu bugetul nostru? După calculele mele, da. Nu este un win-win-win-win-win-win situation, din exact. Păcate, este un lose-lose situation. În primul rând pentru că în ultimul timp am auzit în cap a doua melodie care era destinată celui de-al doilea iubit al meu, da, la Bada. Da. Și atunci când o aud în cap, înseamnă că tutunul dăunează absolut grav sănătății. Așa este. Foarte bine gândit. Plus că o să aud și prima melodie în cap, Coco Jumbo, destinată celui de... Bună seara, domnul prim-ministru. Dați-mi o țigară, că nu uitați-vă. Aveți brichet aici, domnule. Mulțumesc. Nu, iau de la bichetul. De la bichet. Bine ați venit. Bună seara. Da. Cu legea antifumat, cum stăm? Cum stăm? Am și cu domnul Dragnea, cu toată lumea, o să treacă legea antifumat. Da, foarte bine. Da, așa este. Și vă rog frumos, deschideți, vă rog frumos, un geam, că o să vină niște reporteri aici. Haideți, domnule, cum deschidem geamul? Vreți să intre aerul ăla de București cu noxe? Nu e posibil, domnul. Bineînțeles. Deschidem geamul, este fum afară. Absolut. Da, și pierdem toate aroma. Atunci. Domnul Blaga, dumneavoastră ce părere aveți, domnule? De... Da? Așa e. Aerul din București dăunează grav sănătății. Nu deschideți geamul. Alegeți fumul de țigară.